Protestăm față de modificarea codului penal în Parlamentul României, modificare care încalcă flagrant două tratate internaționale pe care România le-a semnat și le-a asumat mult timp în urmă, în privința combaterii corupției. Protestăm față de Parlamentul corupt de la București, față de majoritatea coruptă a USL, care își protejează prin această modificare a codului penal proprii mafioți, proprii bandiți, proprii hoți, proprii corupți. Deja la București și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste modificări trei ambasade, printre care Ambasada Statelor Unite. Iar președintele Băsescu declara astăzi că adoptarea acestor modificări aruncă România cu cel puțin 20 de ani înapoi în lupta împotriva corupției. Am înțeles. Cum vă numiți? Doru Dendiu. Mersi mult!